Bună seara! De fapt, ziua, că acum e ziua mai lungă și ne bucurăm de soare mai mult timp. Bună ziua! Pe la 10, deși începe ușor, ușor să scadă. Aveți grijă cu soarele ăsta să nu mâncați prea târziu, cina tot la ora aceea trebuie să fie, chiar dacă este soare și frumos afară și trebuie să stăm la terase. Văd că foarte multă lume e în vacanță în această perioadă. Au început în sfârșit vacanțele. Oricum ne era dor de vacanțe după aproape 2 ani, cred, de restricții. Și motiv pentru care toate zoom-urile știți că sunt înregistrate și vor fi postate pe canalul de YouTube. Și acolo persoanele care nu au apucat să intre se pot uita la subiectele care sunt de interes. Astăzi o să vorbesc despre un subiect care atinge sfera aceasta a dietelor și anume foamea. Și cum să facem să mai scăpăm de senzația asta de foame, pentru că ea cumva ne împiedică să slăbim. După cum toată lumea știe, atunci când vrem să slăbim, singura noastră opțiune este să mâncăm mai puțin. Nu există o variantă în care să mâncăm la fel cum mâncam până în momentul în care am decis să slăbim sau să luăm ceva miraculos, să facem niște injecții sau masaje sau pastile sau care să ne slăbească singure, să facă treaba asta pentru noi. Tot ceea ce trebuie noi să facem este să consumăm prin efort fizic, efortul fizic pe care îl facem în fiecare zi, să consumăm din depozitele pe care deja le avem. În momentul în care noi oferim organismului energie pentru activitatea zilnică din mâncare, suficientă pentru o zi întreagă, noi evident nu vom mai slăbi. Deci, într-adevăr, este greuț. N-avem cum să nu simțim senzația de foame, pentru că automat noi, matematic vorbim, vom mânca mai puțin. Pentru asta, va trebui să avem multă răbdare cu noi, putere, ca să putem să trecem nu peste o zi, două, trei, că nu se întâmplă minunea nici într-o zi, două, trei. Se întâmplă în luni de zile. Sunt persoane care au deslăbit 2-3 kilograme. Nici o problemă, într-o lună au scăpat, maxim. Dar sunt persoane care au deslăbit 10 de kilograme, motiv pentru care un program de pierdere în greutate va dura mai multe luni. Mai multe luni în care se acumulează frustrări, în care mai vrem să facem abateri. Când facem o abatere, vedem că cântarul, acul cântarului sau, mă rog, acum fiind digital, mai vorbim de ac, dar așa, metaforic vorbim, nu se duce în jos și ne vine să abandonăm. În programul Fit 6, ce e foarte, foarte util, este comunitatea de oameni care au parcurs programul Fit 6 și care se motivează unul pe celălalt. Asta este extrem de important la un program de pierdere în greutate, pentru că dacă într-o săptămână am vrut să abandonez, săptămâna următoare sunt deja prietenii mei din comunitate care îmi aduc aminte că sunt acolo, pe care îi văd că muncesc la același obiectiv de pierdere în greutate și mă motivează și pe mine să revin și să nu abandonez acest drum, care pentru multe persoane este mai lung. Și după cum știm, regulile sunt simple. Maxim 3 mese pe zi. Plus 2 gustări. Când zic gustări, înseamnă că ronță-i ceva micuț, nu încă o masă. Deci nu avem 5 mese pe zi, 5 farfurii pline. 3 mese pe zi și 2 gustări. Nu mâncați niciodată mai mult decât vă încape în 2 palme la mesele principale, la cele 3 mese. Chiar dacă ați făcut o abatere, sunteți în vacanță, sunteți în oraș și mâncați ceva ce nu este pe lista de alimente permise, este mult mai important să mănânc o cantitate mică care încape aici, în astea două palme, de ceva ce este interzis, decât să acumulez frustrare după frustrare și în final să abandonez. În momentul în care am făcut acea abatere, am grijă să nu o fac și mâine și poimâine și răspoimâine. Am grijă să o fac o dată pe săptămână, să încerc să o fac cât mai puțin. Dar, repet, frustrarea este mai nocivă decât un fursec adăugat la un mic dejun alături de
un ou sau ce mai mi-am propus eu să mănânc din planul alimentar. Deci partea cu mesele, gustările. Nu uitați că sunt două gustări micuțe, maxim jumătate de palmă, un fruct, ceva micuț, astfel încât să nu, rolul gustării în primul rând este de a nu fi foarte foame la următoarea masă, de-aia ele sunt între mese, după cine nu mai avem gustare. Sunt între mese astfel încât să nu fie atât de foame la următoarea masă și să fiu mult mai predispus la abateri. Sucurile, scotețile, foarte multe persoane aduc calorii fără să-și dea seama din sucuri, freșuri, smoothie-uri. Ce vă recomand este că dacă vreți să beți un smoothie, și eu beau smoothie-uri, sunt sănătoase, dacă vreți să beți un smoothie, mâncați-l ca mic dejun, ca masa de mic dejun. Nu îl beți ca pe apă pentru hidratare. Dehidratat avem apă pentru asta. Vrem să păcălim un pic papilele gustative? Punem câteva felii de fructe, de legume, mentă în apă și o aromatizăm. Vrem să o și îndulcim? Punem un dulcitor natural din stevie și o facem și mai dulce. Chiar este o băutură foarte gustoasă. Ceaiurile sunt ceaiuri de tot felul de arome, iarăși sunt foarte bune. Pe perioada verii puteți să faceți ceai foarte concentrat și adăugați apoi apă sau cuburi de gheață sau îl puneți la frigider dacă aveți mai mult timp la dispoziție și la fel cu un dulcitor, iese exact ca un suc, zero caloric, nu ne aduce nicio calorie în plus. Nu uitați că la sfârșitul unei zile corpul nostru contorizează fiecare calorie, în special pe cea din zahăr. Problema este că la toate sucurile pe care le bem, fiecare pahar de suc, nu oferă și sațietate. Și ele, un pahar de suc are același număr de calorii și cum aș mânca un piept de pui cu salată, dar nu pot să zic că nu mai îmi este. După un piept de pui cu salată, cu siguranță nu aș mai putea să mănânc. Salată verde, mă refer. Nu salată de băf, de exemplu. Știți că și salatele astea sunt și ele pe categorii. Nu toate salatele sunt minunate. Și cam astea sunt regulile, pare foarte simplu. Cu toate astea, avem foarte multe momente în care nu reușim să ne controlăm senzația aceea de foame. Ne uităm la ceas, imediat ce a trecut masa, oare când mai am voie să mănânc? Am emoțiile acelea de frustrare, acele emoții negative. E o stare oarecum deranjantă și obositoare. Ce vă recomand eu aici? Puteți să vă lucrați așa cu emoțiile și să faceți un switch și să vă gândiți în secunda 2, Doamne, dar cum o să arăt eu peste 6 luni? Cum o să arăt eu peste 3 luni? Doamne, ce bine o să arăt, ce sănătos o să fiu, ce energie o să am. Fix în momentul ăla în care vine gândul, măi, eu chiar nu pot să mănânc clătitele alea, dar cum o să arăt eu? Folosiți-vă, antrenați-vă creierul să lucreze în favoarea dumneavoastră și nu împotriva, că creierul are capacitatea asta și o plăcere deosebită de a ne sabota atunci când avem de făcut un efort, că ne trezim dimineața, că ne apucăm de nu știu ce proiect, că indiferent. Pentru partea de dietă, că aici sunt specialist mai multe, dar am văzut că se aplică și în multe alte domenii, puterea noastră de autosugestie este fenomenală, dar trebuie să o folosim, să profităm de ea și să o exploatăm la maxim. Și ce mai putem totuși face? Că s-au descoperit că oamenii nu au atâta putere încât să-și facă magie din gânduri și așa. Și totuși au apărut mici trucuri ca să ne mai ajutăm în zilele în care parcă nu reușim să ne montăm singuri, așa, motivația nu e neapărat punctul nostru forte, că dacă am fi fost toți guru în fiecare zi era super, dar se mai întâmplă să avem cu toții câte o zi mai puțin bună și exact ziua aia poate să conteze atât de mult încât să fim tentați să abandonăm și pe urmă să începem iar peste o lună și iar să abandonăm și suntem toată viața la dietă. Ca să scăpăm o dată și să fim pentru ultima oară la dietă, au mai apărut și mici truculețe, să le zicem, pe care le putem aplica în mod conștient atunci când simțim acea senzație profundă de foame.
Unul dintre ele este proteina. Nu uitați de proteină. Proteina o să vă ofere sațietate foarte, foarte mare. În primul rând, când zic proteină, mă refer la carne slabă. Aș zice și ouă, dar doar albușul are doar proteină. În schimb, gălbenușul conține și grăsimi, dar la cât de mic este un gălbenuș, puteți mânca liniștiți și un ou. Și cam asta, aici avem proteină. Carnea, dacă are grăsime, deja are și grăsime pe lângă proteină, are și lipide. Carne și ouă. Ce puteți să faceți? De exemplu, e seară, este 11 noaptea, nu pot să cred că nu v-ați întâlnit cu situația asta, adică și eu m-am întâlnit cu situația asta, este 11 noaptea, nu mai pot de foame și nu pot adormi din cauza că mi-este foame, pentru că eu una nu pot dormi dacă simt efectiv șoricelul la stomac. Ce mă fac? Mă duc, deschid frigiderul, mănânc ca un lup sau mai am o variantă. Am tot timpul în frigider, am ori conserve din astea de ton în suc propriu, ori feliuțe de mușchiuleți, file, ori îmi fac la cuptor mușchiuleți și... Deci am o sursă de proteină din asta slabă, undeva am frigider. Mănânc câteva felii și o să constat la un moment dat că nu mai pot mânca. Aș avea poftă de dulce. Dulce aș mai putea mânca. Așa feliuțe sau niște conservă de ton sau așa goală n-aș mai putea mânca. Dacă nu mai pot mânca acea sursă de proteină, înseamnă că sațietatea mea este gata. E satisfăcută, nu mai am nevoie. În schimb, dacă în momentul ăla începe să-mi fie poftă de pufuleți, de nachos, de caramele, de bombonele, atunci înseamnă că deja foamea s-a mutat la nivelul emoțional și pot să o controlez cu așa. Asta e primul lucru, proteina. În plus, ca să nu ajungeți în situația asta ca la 11 noaptea să-mi fie foarte foame, încercați să adăugați în mesele dumneavoastră principale cât mai multă proteină, în special la masa de seară. Să nu uitați să mâncați o bucată de carne. În loc să mănânc o salată numai cu roșii, castraveți, salată verde, ceapă ridichi, puneți și niște bucățele de carne. Că sunt ton, că e pește la cuptor, că e carne fiartă și tăiată cu bulețe. Cum vreți dumneavoastră, sub orice formă făcută. Deci proteina, aliatul numărul 1, ne ajută. Condimente. Nu uitați de condimente, indiferent că vorbim de ceva dulce. De exemplu, vreau să mănânc la micul dejun un iaurt cu cereale, pot să adaug scorțișoară, pot să adaug o linguriță de cacao și automat ajută foarte mult pentru senzația aceea de dulce. Pe de altă parte, dacă folosesc condimente din ierburi aromatice, de fiecare dată masa fiind mai bogată în arome, mă va ajuta pe mine să nu mai am acele pofte. Pentru că dacă mănânc mâncarea fadă, ca de spital, cum am aud prin jur, dacă mănânc așa, șansele iarăși de a abandona efectiv planul și dieta sunt iarăși mai mari. Încercați să vă faceți mâncarea cât mai gustoasă. Condimentele au zero calorii. Ele nu au neapărat zero calorii, dar nu mâncăm 100 de grame de condimente. Condimentele se pun pur și simplu să dea o aromă și nu să aducă în organism calorii sau mai ales caloriile alea goale pe care le aduce, de exemplu, zahărul dacă îl folosim. Creierul nostru, în momentul în care am zis de scorțișoare și de cacao, creierul nostru asociază aceste arome cu dulcele și îi satisfacem această poftă de dulce. Iarăși mai puteți adăuga scorțișoară la cafea, în cafeaua de dimineață. Pe urmă, al treilea truc sunt suplimentele alimentare. Suplimentele alimentare, în special suplimentele din programul FIT 6, sunt anume proiectate pentru fiecare etapă să facă o sinergie cu planul alimentar și cu perioada în care sunteți dumneavoastră în program, să ajute într-un mod maxim. De exemplu, în Slim Extreme o să întâlnim glucomanan. Glucomananul este o fibră care se umflă în stomac și se numește fibră solubilă pentru că se umflă datorită apei. Deci obligatoriu ca el să își facă efectul, această fibră să își facă efectul, trebuie să adăugăm, să bem 1-2 pahare de apă
și tot bolul acela alimentar se mărește și oferă acea senzație de sațietate. În același timp, Slim Extreme are și conține și crom. Cromul ajută, după cum știți, tot așa la gestionarea foamei, pentru că reduce probabilitatea de a avea o glicemie crescută. Și atunci când glicemia este crescută, avem acea nevoie fizică de dulce. Și dacă reușim să stabilizăm acest nivel al zahărului din sânge, respectiv stabilizăm și nivelul insulinei și în acest fel putem evita senzația aceea de foame necontrolată. Am zis și de suplimente, apa. Dar ce vreau să menționez aici la apă? Nu beți apă, nu recomand să beți apă doar pentru că ea umple stomacul, pentru că așa cum umple stomacul, la fel de repede îl și golește, pentru că apa tranzitează imediat și s-a golit stomacul, iar mi-e foame. Însă, o greșeală pe care o facem de foarte multe ori este să simt nevoia să ronțăi ceva, să mănânc ceva, nu știu exact ce, în special în situația aia în care aș mânca ceva, dar nu știu ce. Și de fapt nu mi-este foame, mi-este sete. Începeți prima oară cu un pahar de apă și dacă după paharul ăla de apă mai aveți acea senzație, treceți la pasul următor. Dacă o să fiți surprinși că în cel puțin 50% din cazuri, când simt senzația aceasta, îmi este doar sete și un pahar de apă ne ajută efectiv să scăpăm de această senzație și automat nu mai aducem calorii în plus organismului. Iar ultimul truculeț este legat de anxietate. În momentul în care avem senzația asta tot așa, că am mâncat ceva, dar știu că am mâncat corect, știu că am mâncat suficient, totuși, ce problemă, ce aș mânca, cumva emoțional, simt efectiv că este emoțional, este vorba de anxietate. Foarte multe persoane dezvoltă anxietate atât în timpul unui program de pierdere în greutate, din cauza restricțiilor alimentare pe care le au, dar aici putem lucra cu noi astfel încât să depășim aceste situații prin ce bine o să arăt eu peste 2 luni, peste 3 luni, odată, și 2, permiteți-vă să faceți o mică abatere atâta timp cât porția este foarte mică și renunțați la altceva, adică nu mâncați mesele din program plus abaterile. Întotdeauna încercați să echilibrați, scoateți o masă, dacă vreți neapărat să mâncați un mic croissant, scoateți o masă. Încercați să evitați pe cât posibil să faceți astfel de greșeli, dar anxietatea o să ne ducă în extrema cealaltă, dacă nu o controlăm așa. Cam astea au fost sfaturile de astăzi și sper să puteți să controlați mai ușor foamea, gândindu-vă conștient la toate lucrurile acestea. Sper să vă ajute și acum aștept întrebările dumneavoastră și revenim în 2 minuțele. The Fit Six already changed the lives of thousands of people around the world. The innovative formula, clear rules, and non-stop support of a dietitian and the community have revolutionized the approach to weight loss. Now losing unwanted kilograms is even easier and more enjoyable. The Fit Six app, your mobile weight loss companion. With Fit Six, you gain access to our huge database of delicious recipes, complete with a list of products allowed or not at any given stage of the program. Regular alerts remind you when it's time to take body measurements and snap photos, when to take a supplement, or even order another set. The app is available exclusively to participants of the Fit Six program. You'll find the login code in each of the sets. Download the app and take the next step towards a perfect figure. Fit Six from NutriCode. Fit Six from FM World. Meet the latest version of the FM News app available exclusively to members of the FM World Club. Download it from Google Play or the App Store and log in with your business partner number and password. Discover new functionalities and stay up to date with all the latest news. More information all in one place. The most important news. Quick and efficient contact with consultants. Write or record.
Choose the most convenient way for you to communicate with the Business Partner Service Office around the clock, 7 days a week. Enjoy the fresh new interface, intuitive navigation, modern layout, visible improvement and readability, easier navigation through the menu. Special offers, promotions, events, products, catalogs, and folders. Thanks to social media plugins, you can share any content from the website on your profiles with just one click. Rediscover the FM News app. The Fit 6 program has already changed the lives of thousands of people around the world. The innovative formula, clear rules, and nonstop support of a dietitian and the community have revolutionized the approach to weight loss. Now losing unwanted kilograms is even easier and more enjoyable. The Fit 6 app, your mobile weight loss companion. With Fit 6, you gain access to our huge database of delicious recipes, complete with a list of products allowed or not at any given stage of the program. Regular alerts remind you when it's time to take body measurements and snap photos, when to take a supplement, or even order another set. The app is available exclusively to participants of the Fit 6 program. You'll find the login code in each of the sets. Download the app and take the next step towards a perfect figure. Fit 6 from NutriCode. Fit 6 from FM World. Meet the latest version of the FM News app available exclusively to members of the FM World Club. Download it from Google Play or the App Store and log in with your business partner number and password. Discover new functionalities and stay up to date with all the latest news. More information all in one place. The most important news. Quick and efficient contact with consultants. Write or record. Choose the most convenient way for you to communicate with the Business Partner Service Office around the clock, 7 days a week. Enjoy the fresh new interface, intuitive navigation, modern layout, visible improvement and readability, easier navigation through the menu. Special offers, promotions, events, products, catalogs, and folders. Thanks to social media plugins, you can share any content from the website on your profiles with just one click. Rediscover the FM News app. The Fit 6. Am revenit. E o întrebare foarte interesantă legată de zahărul de cocos, dacă se poate folosi. Zahărul de cocos, din păcate, are exact același număr de calorii ca precum zahărul de trestie sau zahărul obișnuit care suntem, pe care de obicei nu avem voie să-l mâncăm în diete. Așadar, eu nu-l recomand pentru că în continuare va aduce același număr de calorii și practic n-am făcut nicio înlocuire ingenioasă pentru noi. Recomand în continuare îndulcitorul cu zero calorii pentru a nu mai lua calorile din el. Acum, ca orice produs nou care apare pe piață, vine cu o campanie de marketing în spate, foarte, foarte bună, cum ar fi zahărul de cocos. Ce bun e, este mult mai bun, plece ca se poată vinde, evident. Nu este mai benefic, nu este mai decât zahărul obișnuit. Dacă vreți, într-adevăr, să faceți o alegere care să conteze efectiv, este tot îndulcitorul. Cel pe care îl recomand cel mai mult este cel pe bază de stevie. Legat de sezonul fructelor, am o surpriză, duminică avem live-ul pe Facebook și subiectul principal al live-ului este exact fructul sau fructele. Cum să mâncăm fructele, ce fructe să mâncăm, cât să mâncăm și când să le mâncăm, astfel încât să obținem maximul de beneficii din acestea. Este un video foarte potrivit atât pentru persoanele care slăbesc și ar dori să știe cam cât să mănânce și cum să gestioneze fructele în alimentație, dar și pentru persoanele care nu doresc neapărat să slăbească, doar vor să aibă un stil echilibrat, vor să aibă un stil sănătos și să obțină maximul de beneficii din fructe. Pentru că fructele, pe cât sunt de bune, pe atât de rele pot fi dacă nu le mâncăm cum trebuie. Și despre asta voi vorbi duminică.
pe pagina de Facebook. Și ultima întrebare legată de o doamnă care are probleme cu glanda, cu noduli. Vrea să știe dacă e vreo problemă dacă urmează programul FIT6. În mod normal, dacă avem probleme cu glanda și nu sunt grave, da, se poate urma programul FIT6. Legat de noduli, atunci când ni se depistează noduli pe glanda tiroidă, ni se recomandă să-i monitorizăm și atât. Nu se aplică niciun tratament, nu este nicio problemă, nu ne afectează. Dacă este în situația aceea unde am înțeles că 85% din femei se află, atunci da, poate urma programul FIT6. În schimb, dacă sunt și probleme ascunse și probleme cu glanda cu noduli înseamnă ceva foarte grav și medicul îi are contraindicații vis-a-vis de unul din suplimentele Nutricot, atunci nu putem recomanda. Dar dacă este diagnosticul clasic pe care îl știm, atunci da, poate urma programul FIT6 fără nicio problemă și îi urăm baftă multă și o așteptăm în comunitate. Cam acestea au fost întrebările. Ne revedem duminică pe pagina de Facebook despre fructe. O să fie foarte interesant. Deja am lucrat la scenariu, astfel încât să cuprind toate cât mai multe informații, toate informațiile interesante. Și ne vedem duminică de la ora 7. O să pun mâine anunțul pe Facebook și puteți să-l împărtășiți tuturor. Mulțumesc și eu și seară frumoasă în continuare! Mulțumim, Elsa! Au fost informații extraordinar de prețioase pentru toți. Așteptăm înregistrarea ca să putem să distribuim tuturor, pentru că e păcat să nu aflăm aceste informații, mai ales pentru persoanele care Remindere, în special remindere. Nu uita să mai scoți ceva, să mai adaugi ceva. Ne ajută foarte mult când suntem în program să știm că avem oameni alături de noi care ne susțin. Așa este. Așa este. Mulțumim frumos. Seară frumoasă. Și eu mulțumim. Mulțumesc. La revedere. La revedere. La revedere. FITSEX program has already changed the lives of thousands of people around the world. The innovative formula, clear rules, and non-stop support of a dietitian and the community have revolutionized the approach to weight loss. Now losing unwanted kilograms is even easier and more enjoyable. The FITSEX app, your mobile weight loss companion. With FITSEX, you gain access to our huge database of delicious recipes, complete with a list of products allowed or not at any given stage of the program. Regular alerts remind you when it's time to take body measurements and snap photos, when to take a supplement, or even order another set. The app is available exclusively to participants of the FITSEX program. You'll find the login code in each of the sets. Download the app and take the next step towards a perfect figure. FIT6 from NutriCode. FIT6 from FM World.